Dezvoltarea zonei Padina Peștera din Munții Bucegi are atât avantaje cât și dezavantaje, acestea din urmă fiind reprezentate de lipsa de educație a celor care, deși au construit acolo, nu au înțeles să respecte normele de mediu. Trebuie să construiești așa ala-ndala. Consiliul Județean trebuie să aibă grijă cum mai dă autorizație acolo, că dacă nu avem și noi un concurs de proiecte și să oferim cetățenilor variante de a-și construi și lăsăm să facă ce vor ei, va fi un turnul Babel și în peștera. Și e păcat de Dumnezeu. Ne batem joc. Vreau să treceți la fiecare locație din platoul Padina Peștera cu termen de punere în funcțiune a fosei septice, a foselor septice. Deci acolo este iar un dezmăț. Dezmăț, indiferent ce instituție este. Termen, nu închidere. Prima acțiune la telecabină, dacă nu pune în folosință. De ce râdeți, domnul, de la ARR? Dacă nu punem în folosință toaletele de la telecabină închisă, nu poate doar să exploateze acolo zona aia, să vină sute mii de turiști și să se ducă la piciorul babelor și să miroase WC-ul public. Noi nu transformăm platoul Padina în WC-ul public. Deci dacă nu respectă, dați termen, 107 zile maxim. Nu putem folosi, închis. Supărat din cauza haosului din zona montană, prefectul județului Dâmbovița, Ioan Marinescu, solicită instituțiilor de mediu controle drastice și sancțiuni pentru toți cei care nu respectă normativele de protecție a mediului. Garda de mediu, v-a zis, o să ne ducem des acolo, termen nu ne duce să-i omorăm din prima, inclusiv la locașurile de cult. Au ce trebuie, vedeți unde se scurge toată apa aia, că am văzut cetățeni spălându-și vasele, doamne, oameni buni. Farfuriile mai jos la Coteanu și sus curge WC-ul în apa aia. Vă dați seama pe ce stăm noi acolo? Nu se poate. Controlele au fost programate în această săptămână. Instituțiile cu atribuțiuni de control nu au furnizat deocamdată informații despre modul de desfășurare a verificărilor.